rezultatul este și viciat și mincinos. Trebuia să câștigăm, n-am jucat rău chiar deloc, am avut foarte multe ocazii. E adevărat că am avut câțiva jucători, care, mai ales cei care au venit de pe bancă, mă rog, nu ne-au ajutat, dar având în vedere faptul că venise după meciul cu West Ham, chiar dacă întâlneam un adversar foarte modest, poate cel mai modest adversar pe care l-am întâlnit în actuala ediție de campionat, o echipă care nu ne-a pus nicio problemă, ne-am pus noi probleme singuri în ultimul minut al meciului. Dul care mingea în picior, în loc să preia și să paseze sau să încerce să urce cu mingea la picior, le dă mingea lor, se centrează, pierde Nemes controlul balonului și toate astea alunecă Radulovici. Când se leagă praf, așa se întâmplă. Chiar că poți să am avut ocazii mari, trebuia să fie Rada Slavescu, chiar dacă e copil, trebuia să paseze, nu trebuia să dea la poartă, pentru că acolo Dulca a făcut ceva. Liber. Da. La ultima fază. Da. Dulca este liber. Da. Acolo. Și Dulca și companiul care venise se duce, da, oricum, nu are voie să facă ce-a făcut, nu are voie să facă așa ceva, indiferent, nu are nici scuza vârstei. Ciudul n-a fost chiar rău până la urmă, trebuie să se ducea. Da, trebuie să joci faza cum trebuie să joci, nu că să tragi dacă dai gol. Nu, el dacă e o pasalu... Țineți minte, dacă tot suntem la Champions League, ce a făcut Mahrez la 2-0 pentru... Da, păi cum a sărit? A știut. A sărit Guardiola de pe bancă, a știut că se întâmplă ceva după aia. Și Mahrez nu să-i paseze lui Foden să facă 3-0. S-a făcut 4-3 până la urmă la final. Și până la urmă s-a făcut, s-a ales praful și la ei, s-a ales și la noi. Ce, e vicere de rezultat. De ce? Pentru că trebuia eliminat arma și dictată lovitură de pedeapsă în favoarea noastră, acolo eliminare, pentru că el duce și am filmarea clară de tot, duce cotul. Da, mai vorbi zilele duce, astea, duce, da, bineînțeles, nu... duce cotul spre minge, își mărește spre baza corbului, oprește mingea cu cotul și după aia, extraordinar, la VAR, ni se spune că s-a semnalizat un offside la Cordea, care era după asta, nu ai cum să nu discuți cronologic. Deci aia e clară, iar, bineînțeles, cartonașul galben, invenția lui Bârsan, ceea ce e foarte grav. Să nu vezi un hands, cum s-a întâmplat în doar că e VAR și aia e grav, dar să inventezi un hands ca să dai galben și după aia să elimini jucătorul, e foarte grav. Foarte grav când inventezi ceva. E clar că ai... Te gândești, e foarte greu, da, să te uiți. În prima fază ai impresia că dă cu mâna, după care duce umărul și dă cu... Nepunând mâna, el, Bârsan, a inventat hands-ul. Că i s-a părut lui, nu mă interesează ce i s-a părut. Dacă nu era, era clar că n-a fost hands și atunci el nu trebuia să dea hands, dar nu trebuia să dea galben. Dacă dai hands, să zici că dai hands, poți să dai și galben. În fine, am pierdut puncte foarte importante, este foarte departe, dar am încredere că după întreruperea asta ocazionată de meciurile echipei naționale, sperăm să avem cât mai mulți jucători ca să putem să, ca să se poate antrena, să se pune la punct. Să rămână cât mai mulți. Să rămână cât mai mulți, așa ne dorim, dar bineînțeles că o să plece foarte mulți, deja străinii pleacă, mă rog. Păi companiul nu pleacă, nu? Străinii, avem alți străini care pleacă. Radunovici, nu? Radunovici, Tam. Tam, da. Și vine meci cu Craiova. Și vine meci cu Craiova, fără Ejuma pe care Bârsan l-a eliminat degeaba. Nu suntem într-o situație roză, dar totuși este al 8-lea meci pe care l-am jucat, va fi al 9-lea. Mai avem 21 de... Dar știi ce? Nu-i dă primul cartonaș și îl dă degeaba, dar al doilea el trebuie să fie atent. E adevărat asta. Pentru că e minutul 86, el are cartonaș galben, el vrea să anticipeze ceva acolo, e corect asta. Da? El trebuia să stea... Dar, dar și Bârsan, știind cum i-a dat primul cartonaș, ar fi trebuit să măcar să treacă cu vederea. Scuze-mă puțin, că mi-am amintit, la faza golului vă prinde 3 contra 5. Ăla o preia pe piept, după care îi pasează este vina exclusivă a mijlocașilor, care în loc să stea aproape de fundaș ca să facem densitate acolo, că n-aveau nicio șansă era să ne dea gol, 94 și 20 de secunde era mingea la 95 Dulca. Aproape, da. Exact. Și vă prinde 3, Radunovici iese puțin din careu, după care se întoarce, alunecă, îl prinde cu genul, acolo cade și îl atinge cu genunchiul în glezna stângă. Astea sunt cifre. Nu aveți niciun meci fără gol primit. Așa cum a fost ăsta, să zicem. Niciun meci. Așa e când Ovidiu Popescu e o pierdere foarte mare. Oamenii nu înțeleg ce pierdere e Ovidiu Popescu. Noi nu avem nici acum o variantă clară ce e fundaș dreapta. Nu știm. Avem mulți fundași dreapta, dar nu avem niciunul care să știm sigur. Domnule, ăsta este titularul fundașului dreapta, postului de fundaș dreapta, cum era Ovidiu Popescu. Avem doi fundași centrali care abia s-au cunoscut și care joacă împreună de câteva meciuri. Și avem pe Radunovici singurul fundaș stânga. Va trebui să fie și el... Normală. Și tot atacanți luați?
Că se întreabă lumea. Asta a fost... Câți atacanți au venit? Asta a fost... ordinul. Acum depinde și ce atacanți. Asta a fost feblețea lui Gigi de ani de zile. S-a chinuit să-l ia și acum, dacă tot a avut ocazia, l-a luat. N-ai acum trebuie să te întreb. Te-a întrebat? Da. Ce i-ai spus când te-a întrebat? Meme, vreau să-l iau pe Omrani. I-am spus exact ce știam de Omrani, exact ce am spus și acum 2 ani când m-a întrebat de Omrani. Și dacă Omrani e în stare să-și dea restart cariera la 29 de ani, va fi o achiziție excepțională, pentru că sunt convins că, mă rog, calitățile pe care le are, cu calitățile pe care le are, poate să ne ajute indiscutabil. Compania este o achiziție foarte reușită și așa cum am spus-o și o repet și acum, că e cazul să o repet, că oamenii, unii nu înțeleg, Miculescu este o achiziție foarte bună. Și o să vedeți Miculescu când vârf va prinde... Vârf de atac? Nu, niciodată. În margine. În margine și ori în dreapta, ori în stânga. Ori în dreapta, ori în stânga. Și unde joacă Omrani? În dreapta. Vârf de atac. Da. Că n-ai unde. Vârf de atac, Omrani. Da. Și unde joacă Compania? În rezerva lui... Amândoi, cred că. Amândoi? Compania cu Omrani împreună. Da. Amândoi? Să nu zici că mergi pe 4-3-1-2. O să vedem. Păi că inventăm... Eu m-am uitat pe cifre. De ce n-am merge? Cifrele nu greșesc. Și de ce n-am merge? Omrani n-a mai marcat un gol din decembrie. Păi stânga, îți lipsesc dreapta. Omrani n-a mai jucat de pe 12 iunie când a jucat în echipa națională a Algeriei 20 de minute cu Iran. Știu. Dar cifrele lui, să știi, că nu sunt, uitându-te la câte meciuri a fost titular, la câte meciuri a fost rezervă, bineînțeles, cifrele sunt foarte bune. Are 14 reușite anul trecut, în 30 de meciuri în care vorba lui Pandi, n-a fost titular, nu știu dacă a jucat 90 de minute. El are 100 ceva de meciuri titular, 60 și ceva rezervă și în 60-70 este schimbat. Și deci, nu cred că are, dar să nu greșesc, mai mult de 8 goluri într-un an. Are anul trecut 5 goluri și 9 pase de gol. Are de 2 ori 5 goluri, are de 2 ori 6 goluri, odată 3 goluri și odată 8 goluri. Și ce, e rău pentru un jucător care juca într-o echipă care nu marca foarte mult și care nu și-a axat jocul pe un joc combinat, nu avea un joc combinativ. Omrani este un jucător tehnic, un jucător care protejează foarte bine balonul, un jucător cu gabarit, care cred că în sistemul nostru ne poate ajuta foarte mult. Așa. Dar care tot timpul ai avut impresia că poate mai mult. Da, indiscutabil. Tot timpul, în fiecare... Dar era lăsat de fotbal când Răzvan Zamfir, pentru că Răzvan Zamfir l-a adus în România, de pe stradă, practic. Din CF2, din Basei. Da. Bine, și tânăr, nu avea 19 ani. Nu avea mai mult de 19 ani. Adică din 2016, ceva de genul. În anul ăla când dă 14 goluri, mai de mult. 2016, avea 23 de ani, cel puțin 23 de ani avea când a venit în România, 100%. Pe el are 5 ani, cât are? Păi da. 5 ani? Oameni buni. 5 ani, 24. Sau 6. Ultimele, în ultimele 16 ani. Eu cred că în 2016 a venit în România. Deci are 16 meciuri fără gol marcat. În ultimele 16 meciuri ale lui. 16 meciuri, n-a dat niciun gol. Așa, eu spun, na. Da. Adică n-a mai marcat din decembrie. O să marcheze în... În ultimele 21 de meciuri de cupe europene, 21 de meciuri, a dat un gol. Și Dugan, zici câte goluri de azi? Facem noi... Nu înseamnă că va fi... Astea le știați, astea sunt cifre. Bineînțeles că le știam. Că tu ai spus că n-am mai jucat din iunie, să-i împărăm... Eu am mania cifrelor pentru atacanți. Dar problema este că Omrani poate să joace și în margine. Și în margine, pentru margine, are cifre foarte bune. Că majoritatea meciului a jucat în margine, că vor juca de beliu. Dar să întreb cine iese din margine. Dar nu înainte juca în stânga. Meme nu juca în stânga înainte. A jucat stânga. În stânga înainte până să vină, după care a jucat în dreapta pe final. Și a primat în stânga. Păi n-avea să joace, că în locul lui de acum să joace. Acum ce să facem? Să ne prezentăm scuze că avem mai mulți apătări? Păi ne trebuie 3 jucători să joace în cupele europene, 3 jucători, cel puțin să joace în campionat. Pentru că avem probleme, că n-avem jucători de valoare. Uite ieri ce s-a întâmplat. Au intrat unii și s-a ales praful. Ce ar trebui să facem acum? Dom'le, nici asta nu e bine. L-am luat pe companie cu 1,5 milioane, prea scump. Am luat pe 1,7 milioane pe Miculescu. Dom'le, nu se poate, prea mulți bani. Ne țin unii socoteala, acum nu-i bine Omrani. Eu zic că o să fie Omrani bine, e și Miculescu foarte bine și o să fie excepțional și Compania. Compania pe mine m-a convins. E un jucător foarte, foarte bun. Noi suntem dezavantajați și cu VAR, deci ni s-au luat 2 puncte, pentru că oamenii din VAR nu știu cu ce se ocupau în timpul meciului. Dar Cojocaru a venit după meci să le arate cât de penalti a fost faza de minutul 94 și 37, da, și el, într-adevăr, era
Dar uita să arate și faza în care a scos-o Armaș cu Cotu. Același Cojocaru care din teren, la meciul cu Voluntari, n-a dat penalti la Cotul lui Armaș aplicat lui Mamut și la faultul lui Armaș la Tănase. Același Cojocaru care cumva se plângea că scoatem în evidență greșelile lui. Păi dacă ne dezavantajezi, omule, meci de meci. Tot Cojocaru a fost când Marche a sărit cu tălpile în cap la Chiajna lui Man. Era minutul 94 și era 0-0. Tot Cojocaru. E vila mea ca în memorie? Nu. El deloc fiind de din Galați. Nu numai ca deloc din Galați. Ca să vedeți că de ce e o chestie care pe mine mă frapează. A fost titular în echipa de junior pe care eu am făcut-o la Galați. Am zis vreau să luăm campionatul. Voiam ca Cernat să joace într-o echipă foarte bună și am făcut o echipă care a câștigat campionatul. În finală, în 97, cu Banatul Timișoara, capitan de echipă Cernat la noi, capitan de echipă Alexa la Banatul Timișoara. 3-1 în finală, 2 goluri Cernat. Cojocaru. Și uite ce face Cojocaru. Dar nimeni nu zice nimic, vă care meciuri, bine mersi. Ai spus, sper să-l bagi pe Cernat? Juca închizător, nu era bun jucător. Credeam că ajunge fotbalist, a ajuns arbitru. Acum, ca să mă... Da. Zici cu, spui așa, trăim cu impresia că face niște lucruri intenționat. Nu spun pentru asta. Pentru că mie mi se pare că Hențul ăla la Juma s-a păcălit arbitru. Adică nu pot să cred ieri că nu, primul... Nu, Cosmine, e foarte grav. Ca să nu vezi ceva, este de înțeles. Dar să inventezi ceva, este foarte grav. Și a inventat un Henț, care n-a fost. Da. Și atunci l-a inventat. Dacă era Hens clar și nu-l vedea, ziceam, nu, asta este, n-a văzut omul. Deci aseară la minut, să știi că ne-am uitat foarte atent să vedem. Ai impresia că ține dacă mâna... Dacă nu vede reluarea nu, din spate, dacă nu vede, că... niciodată nu vezi. Spun, adică... Pentru că vine mingea, mâna, duce, și mingea vine spre mână. Și până în ultimul moment când el se duce cu... Dar n-a fost sigur. Nu, în ultimul moment se duce cu umărul și... E o decizie, mai ales o decizie disciplinară. Nu iei că ți s-a părut ție că-i vine cumva. Nu e așa. Nu, și dacă era Dibaci, nu mai dădea pe aia de la final. Nu, aia n-aveai cum să nu dai. Aia a fost urâtă, rău, adică n-aveai. Nu puteai pe aia să nu dai. Chiar dacă aveai mai bine nu te băgai la asta. Da, bun, mai bine nu te băgai la asta dacă nu erai sigur, nu decât aia, că aia n-aveai ce să faci. Acum aia trebuia să o dai. E complicat, vine și meciul cu Craiova, iar și Craiova nu e deloc bine. Asta este clar. Mai ales că joi e un meci care pare pe luptă, așa, da. Nu știu, Anderlecht-ul cum... În campionat e uitându-mă slabă, la ei, Diavara ăla parcă l-au adus acum, nu? Care a fost pe la Napoli, pe la Roma, sau unde a fost. Tomlin acum în ultima clipă. A jucat cu Silkeborg în campionat, n-a jucat. Dar am văzut doi jucători, 3-5-2, parcă am văzut doi jucători în față, Fabio Silva, parcă și celălalt, și celălalt tot 20 de ani, nu știu. Refailov, care e Refailov, care e periculos, israelianul care e periculos, rău de tot. E un club, e un nume și meci un mod normal trebuie să fie mai greu decât cu Hermannstadt sau cu... Nici se pune problema. Nu, spuneam că vine totuși un meci de luptă, că și aia vine, au pierdut la Vara Game și aia, dar nu-și permini ce să facă, meci de luptă și după aia te duci după 3 zile. Să joace disperații 1 cu disperații 2, ce să faci? Da, mai e mult de jucat și cred că o să ajungem în play-off până la urmă. Pentru că asta e într-adevăr. La momentul ăsta trebuie să calculezi de puncte de se despar de play-off.